Bine v-am regăsit, dragii mei, la Credo TV. Astăzi continuăm să abordăm subiectul despre rău și răutate. Răul poate afecta pacea interioară și armonia socială, provocând anarhie și haos, subminând toate formele de libertate acordate de societate. Istoria regimurilor totalitare demonstrează că răul poate afecta, dar nu poate ucide libertatea spiritului care se lasă călăuzit și ajutat de Duhul Divin. Cine este om bun, iubește binele și urăște facerea de rău. Omul bun, cu un cuget curat, cu un spirit liber, nesocotește sfaturile celor răi, iar omul rău, de cele mai multe ori, nesocotește sfaturile celor buni. Este deosebit de important să fim atenți la oamenii cu care ne împrietenim, la cei care mișună în jurul nostru, adică la anturajul pe care îl frecventăm. În 1 Corinteni 15:33, Apostolul Pavel ne sfătuiește: nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Gândul rău este o poartă deschisă spre fapte rele. Omul înțelept cântărește urmările faptelor sale și alege să alunge răul din mintea și din inima sa. Din perspectivă morală și pentru dobândirea unei libertăți reale, deosebit de importante sunt motivațiile care generează deciziile noastre. Din această cauză este necesar să înțelegem care este scopul și sensul existenței noastre. A nu face binele când putem să-l facem este o dovadă de robia spiritului nostru față de sentimentul de răutate. În Epistola către Romani, capitolul 12 cu versetul 21, stă scris spre luarea minte: nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. În portretul moral al unui individ răutăcios se regăsesc lipsa de sinceritate, privirea rece, ascunsă, aroganța, slugărnicia, viclenia, fățărnicia, ipocrizia, disimularea, încăpățânarea în sens de orgoliu, lăcomia de câștig, dorința de celebritate și vulgaritatea. Omul rău culege rușinea, pierderea demnității și a libertății spiritului său ca răsplată pentru faptele sale rele. Înțeleptul rege Solomon spunea că cine se gândește să facă răul este un om plin de răutate. Cred că același lucru am putea afirma și despre omul care laudă faptele rele. Amândoi sunt lipsiți de libertatea spiritului lor, fiind robii sentimentului de răutate. Omul înțelept își ia măsuri de precauție și nu îngăduie păsărilor răului să-i se cuibărească în minte pe ramurile gândurilor sale. Cel care face rău altora cu bună știință uită că roadele faptelor sale rele sunt otrăvitoare și pentru cel care le săvârșește. Uneori mă gândesc la modul de manifestare a răutății și aud jarul invidiei mocnind. Văd flacăra pustiitoare a resentimentelor, urii și răzbunării, distrugând tot ce este bun și frumos. Simt fumul pe câmpurile de luptă ale orgoliilor umane, poluând atmosfera de armonie, de pace și de bună înțelegere, acoperind cu o pâclă deasă drumul ce duce spre libertatea spiritului uman. Eu cred că răul este activ, iar binele trândăvește nu din cauza lui Dumnezeu, ci din cauza oamenilor care sunt dispuși să facă mai degrabă răul decât binele. Unii, indiferenți față de valorile morale și față de semenilor, proclamă binele în formule și slogane foarte convingătoare, dar uită să-l pună în practică vieții de fiecare zi, posând mai degrabă sub masca falsului bine.
Apostolul Pavel îi spunea discipolului său Timotei în cea de-a doua epistolă pe care i-a adresat-o în capitolul 3 cu versetul 13. Oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei. Dragii mei, un om înțelept ia aminte la ce i s-a întâmplat. Poate să vadă și urmările pozitive din experiența neplăcută prin care a trecut, dar mai ales poate extrage învățăminte prețioase pentru ca în măsura în care depinde de el să evite răul. În 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 21 și 22, suntem invitați să cercetăm toate lucrurile și să păstrăm ce este bun. Feriți-vă de orice se pare rău, ne sfătuiește apostolul neamurilor, Pavel. Cred că nu suntem capabili să devenim mai buni și cu adevărat liberi dacă nu ne asumăm cu mult curaj responsabilitatea faptelor noastre. Important pentru existență și pentru libertatea spiritului nostru este să acționăm pentru a ne pune în ordine viața, dându-i sens și scop prin bunătate, prin facere de bine și dragoste slujitoare pe care să le oferim necondiționat semenilor noștri, chiar și celor ce nu merită. Este de-a dreptul uimitor gestul făcut de către Papa Ioan Paul al II-lea, care a avut puterea să-l viziteze la închisoare pe criminalul care a vrut să-l asasineze împușcându-l în piept. Papa i-a acordat iertare celui care a vrut să-i ia viața, spunându-i că se roagă pentru el, așa cum și Iisus Hristos s-a rugat pentru cei care l-au crucificat. Am fost impresionat și de gestul a doi soți care l-au adoptat ca fiu pe asasinul singurului lor copil, dovedind astfel că nu sunt doar ascultători, ci și împlinitori a învățăturilor lui Iisus Hristos. Apostolul Pavel ne sfătuiește în Filipeni 4:8 tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Dragii mei, înfrânarea răutății este un mijloc sigur de îmbunătățirea relațiilor și de evitarea conflictelor cu semenii noștri. Faptul că ne gândim cu groază la consecințele săvârșirii răului ne ajută să facem bine semenilor. Refuzul de a face răul este un mare pas spre bine, spre libertatea de acțiune a spiritului nostru. Apărătorii binelui încearcă să mențină sus standardele obiective izvorâte din valorile morale divine, cât și tradițiile popoarelor inspirate din acestea, să mențină în educația tinerei generații aspirația spre devenire, spre regenerare morală și spirituală. Evanghelistul Luca a consemnat în capitolul 6, versetele 43 la 45, o ilustrație folosită de către Domnul Iisus Hristos despre un pom și roadele sale. Iisus afirmă că nu este niciun pom bun care să facă rod rău și niciun pom rău care să facă rod bun, căci orice pom se cunoaște după roadele lui. Nu se strâng smochine din spini, nici nu se culeg struguri din mărăcini. Omul bun scoate lucruri bune din visteria inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui și din prisosul inimii vorbește gura, afirma Domnul nostru Iisus Hristos la sfârșitul ilustrației sale. Da, dragii mei, trebuie să recunoaștem că are perfectă dreptate Domnul Iisus asemănând pe omul bun cu un pom bun, iar pe omul rău cu un pom rău. Așa cum apreciem un pom după soiul
și calitatea fructelor pe care le rodește. Așa trebuie să apreciem și pe un om în funcție de calitatea faptelor sale, din punct de vedere moral și spiritual. Să vedem dacă acestea sunt o binecuvântare pentru semenii săi și sunt plăcute înaintea lui Dumnezeu. Dacă privim cu atenție la afirmația de mai sus a Domnului Iisus, observăm rolul central al inimii în conduita omului. Dacă este plină de răutate, se va revărsa din răutate spre semenii noștri. Dar dacă este plină de prezența lui Dumnezeu, va oferi semenilor roade ale lucrării Duhului Sfânt spre bucuria acestora și spre slava cerului. Fără prezența lui Dumnezeu în inima noastră, fără călăuzire și ajutor divin, nu avem puterea să facem fapte bune decât de ochii lumii. Da, dragilor, da, trebuie să recunoaștem că bunătatea și facerea de bine, calitatea caracterului, a roadelor existenței și lucrării noastre sunt condiționate de prezența lui Dumnezeu în inima noastră, de ceea ce suntem cu adevărat, nu de ceea ce pretindem a fi. Dragii mei, vă mulțumesc pentru atenția și răbdarea cu care m-ați urmărit. Vă dau întâlnire în fiecare zi de miercuri la orele 19:15 pentru a urmări o nouă ediție a emisiunii Războiul cu noi înșine.